Întoarcerea din iad este titlul sugestiv al unui caiet de memorii care a văzut lumina tiparului la mai bine de 7 decenii după ce a fost scris de un om abia întors din infernul Holocaustului. Oladar Steinmetz era unul din cei 3 fii care s-a născut la Moieciu de Sus, a trăit în Porumbacu și după aceea la Sibiu. Foarte curând s-a mutat la Cluj, unde a învățat o meserie care se numește foarte simplu meserie de tocilar. Era foarte bun în această meserie. Curând, în anii 30, s-a însurat cu o femeie în vizită din Palestina la Cluj. Au avut un băiețel, iar evenimentele din 1940 încoace i-au prins la Cluj. Însă ei au încercat înainte să ajungă în Palestina, dar englezii în 1936 nu i-au dat voie să intre. Au ajuns până la Haifa și de acolo a fost întors. Deci și soția s-a întors cu copilul și uite așa s-a întâmplat că au fost luați copilul și soția la Auschwitz, iar el a fost concentrat în 1941 la Baia Mare și uite asta este istoria lui, istorie tristă, însă cu un noroc formidabil a reușit să supraviețuiască. Cam la începutul anului 1946 a revenit la Cluj, la Vila Petru și Pavel, unde a scris acest jurnal și în 46 s-a însurat din nou. A ajuns din nou la Haifa în 47, dar a fost din nou reîntors de englezi în lagărul din Cipru și în 1949, în sfârșit, a ajuns în Israel, la Haifa. Și-a reîntemeiat o familie, are 2 copii, o fată și un băiat, și în 1984 a murit. Am avut onoarea, de asemenea, de a citi acest jurnal printre primii, cei care din afara familiei, ca să zic așa. M-a impresionat extraordinar și din punct de vedere al omului care sunt, dar și al scriitorului, al prozatorului, pentru că acest jurnal este de o simplitate și o seninătate dureroase, dacă pot să mă exprim astfel. Are o caligrafie care te impresionează pur și simplu, este atât de limpede, atât de netremurată fiecare literă scrisă despre niște lucruri cutremurătoare, încât te întrebi, oare de unde această limpezime după atâta suferință? Nu simți nicăieri în tremurul literelor o ură sau răzbunare, pur și simplu aproape sec unele întâmplări descrise, după mine cu atât, mă repet, după mine ca om de litere și ca prozator, cu atât mai cutremurătoare și fără niciun fel de gând să publice. Insist pe acest lucru pentru că sunt foarte multe jurnale scrise clar de respectivii cu gândul că vor fi odată publicate. Acest jurnal a fost scris de el probabil cu intenția de a scoate din trupul și din sufletul lui și din mintea lui tot ceea ce a fost această experiență groaznică, ca să uite. Jurnalul a fost dat la o parte, el n-a mai vrut să aibă de-a face cu el, deși l-a scris într-o română foarte clară și frumoasă, însă l-a dat la o parte, a ajuns la unul din frații lui, după aia la un alt frate, iar prin anii 60 a ajuns la familia soției mele la Sibiu, după care a dispărut. Din anii 60 a dispărut până prin 2004-2005. Printr-un concurs de împrejurări și un noroc extraordinar a fost regăsit într-o colecție de rebus și adus în Israel. Prezentat după aceea copiilor într-o, zic eu, întâlnire și manifestare foarte emoționantă. Și de atunci mă ocup eu de acest jurnal, pentru că de la bun început mi-am dat seama că este un jurnal deosebit, care are nevoie de multă atenție. Asemenea autorului ei, jurnalului Oladar Steinmetz, este un text supraviețuitor,
care, sfidând întorsăturile sorții, se dezvăluie cititorilor după 7 decenii, când numărul martorilor Holocaustului a scăzut drastic, iar depozițiile autentice și inedite sunt tot mai rare. Am îmbrățișat imediat ideea, cu atât mai mult cu cât la editura noastră apăruseră înainte cel puțin alte 2 cărți, una lui Reli Mihailovici și cealaltă lui Sami Sandhaus. Diferența dintre jurnalul lui Ali Steinmetz și celelalte 2 cărți, diferența specifică este dată de faptul că jurnalul său este opera unui om simplu, unui om de rând, care își povestește fără nici un fel de înfloritură experiența cumplită pe care a trăit-o. Desigur, rațiunile pentru care a făcut acest lucru pot fi discutate, dar scritura sa este clară, simplă, directă, o mărturie care fără nicio îndoială va fi exploatată între ghilimele și ar trebui să fie exploatată între ghilimele așa cum se cuvine de către cei care studiază fenomenul, respectiv istorici, analiști politici și așa mai departe, sociologi, antropologi și așa mai departe. Drumul cărții către publicul larg a început la Biblioteca Institutului de Iudaistică din Cluj, care are o tradiție de peste un sfert de veac în predarea istoriei Holocaustului. Cartea în sine constituie un manual pentru a începe studiul Holocaustului, de a începe conștientizarea tragediilor prin care au trecut evrei, pentru a construi fiecare o limită etică a ceea ce înseamnă acțiune individuală. Nu numai pentru că a fost vorba sau este vorba despre un caiet destul de subțire, să zic așa, circa 70 de pagini, 75 de pagini, dar și pentru autenticitate. Am decis împreună cu Paul și cu colegii mei care fac tehnoredactare la editura noastră să scanăm toate filele caietului cu pricina, așa încât pe partea stângă, pe pagina de stângă apar scanate 2 pagini de caiet, iar pe pagina de dreapta același text cules frumos la computer și aranjat în așa fel încât să poată fi ușor de citit. Aceasta este formula la care am ajuns și care cred că este potrivită pentru un document ca acesta. Credeți că Oladar Steinmetz, care a scris acest jurnal și, pe urmă, nu s-a mai preocupat de el, ar fi mulțumit că el apare după atâta timp? Eu, după atâția ani că am studiat acest jurnal și am auzit de la membrii familiei care știau de jurnal și îl cunoșteau pe Oladar foarte, foarte bine, cred că ar fi fost înjenit. Mulțumit, nu știu. Probabil, nemulțumit în niciun caz, dar stânjenit, da, pentru că era un om deosebit de modest, îi plăcea să ajute prietenii și familia din umbră, fără să fie cunoscut că el o face. De aceea zic eu, cred că ar fi fost stânjenit de atâta atenție. Eu aș scrie o proză scurtă cum a dispărut acest jurnal, pentru că autorul pur și simplu nu a mai vrut. El n-a vrut, i-a dat un suflu și zice, gata, m-am eliberat, eu nu mai am nevoie de el, nu trebuie să-l citească nimeni, nu trebuie să afle nimeni, că oricum se știe, eu am scăpat, mă rog, într-un fel, de această povară a gândurilor, a întâmplărilor. Mi le-am spus mie, mi le-am povestit jurnalului, am stat de vorbă cu jurnalul și salut. Iată că după 70 de ani se descoperă unde, într-o revistă de rebus, eu care sunt puțin mai dus așa și cu magia, cu ocultismul, cu numerologia și așa mai departe, nu întâmplător poate într-o revistă de rebus. Aici am putea continua discuția pe această temă. Este extraordinar că a apărut, trebuie să apară, trebuie să fie citit, trebuie să afle și generațiile noi despre ceea ce poate n-au aflat decât prin filme care sunt mai mult sau mai puțin artistice.